vinovat? Evreul cel nevinovat? Nu pot să cred. E prea ciudat. Lângă mormânt nu voi ați stat? A fost de pază, dar spre tot. Tremurcina dat fior, piatră rugătura mâns. Iar tupul celui răstignit nu mai era. Am lemnit, deci datoria ne-am făcut. Nu am dormit, nici n-am putut. Frică de moarte ne era și inima ne era grea. Soția mea, ce drept mi-a zis, că a avut anume vis despre acest om nepădat, cum că ar fi fără păcat, dar sfatul ei n-am ascultat. Ce-i de făcut? S-a dovedit puterea celui răstignit. Dacă a înviat din morți, acum o să-l cinstească toți. Pe care l-au furat în somn apostolii ortacilui din peștera mormântului. Nu l-au furat, au înviat. Ia mai gândiți-vă înțel. Cum să învie tocmai el? Cel pironit, cel răstignit, cel ce-a fost făciocorit, putere de a fi avut, de pe cruce ar fi coborât. În semn din cer el ar fi dat, de era el, un împărat. Nu l-au furat, a înviat. Iată ce vă propunem noi, să primiți punga asta voi, iar cineva de vă întreba, de a înviat Iisus Orba, să-i spuneți că n-a înviat, că e von, că nu e adevărat, că în timp ce dormeați adânc, a fost furat el din mormânt. Apostolii trupul au luat, le sprei au depărtat și i-au mințit că a înviat. Dar nu l-au furat, a înviat. V-ați gândit, v-ați răzgândit, iată ce aveți de primit. Mergeți în Ierusalim, răspândiți ce noi voim, că Iisus cel răstignit din mormânt nu a ieșit, ci apostolii l-au luat și zonfasul mi-au dat. Fără grijă voi să fiți, cu nimic nu o să plătiți, că dormeați, o să păziți, iar banii o să-i primiți. De fapt, somnul ne-a cuprins, tropeala ne-a învins, iar apostolul l-a luat, pe cel ce n-a înviat. Era prea periculos și prostimii de folos să se știe altceva, atunci ce v-am câștigat? N-are cum să fie el, pur Domnule din cer, să credem că a înviat cel pe care l-am trădat. Nu, nu e adevărat. Doamne, unde îngăduiești oameni răi să nu lovești? Pietre suntem, dar dăm glas, că ce vreme e bun ceas. Hristosul a înviat, nimeni trupul nu l-a luat, căci el era încuiat în mormântul ferecat și păzit pe cetruit de care toți au ferit. Ar fi vrut să fiu chiar eu, piatră pe mormântul său, mai întâi să plâng, să plâng și apoi să mă arunc în lături să mă feresc, calea să-i netezesc și să-l văd învia pe cel care m-a creat și căruia mă supun, Domnului meu și stăpân. El a fost tare grăbit, din mormânt când a ieșit, bucurie să ne dea, teamă din suflet să ia, la oamenii credincioși, celor la suflet frumoși. Strălucit a strălucit, iar soldații au mințit. Cum să fure cineva, despre cine să dea? Apostolii se ascundeau, de frică nu mai credeau, iar soldații nu dormeau, cu grijă mare vecheau, să nu fie pedepsiți, să nu fie omorâți. Doamne, cât mint oameni când văd banii galbeni.
dar mulți oameni vor vesti, mulți viața și-o răstigni, crucea mulți și-o vor purta, până când vor învia în împărăția sa, tocmai prin puterea sa. Până azi vestea s-a dus că învia Domnul Iisus. Vă spunem și noi frumos că învia Domnul Hristos. Niciuna n-a rezistat, din piatră s-a spulberat. Prin pomii ciripi și când văzduhui plin de roșu soare și sărcile în albă floare, e pace în cer și pe pământ, răsuflu cald al primăverii, adus a zilele învierii. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale. Și doi de se întâlnesc în cale, îi zic, Hristos a înviat. Și râde atâta sărbătoare, din chipul lor cel ars de soare. Pe deal se suie încetişor, neveste, tinere și fete, bătrân cu iarna vieții împlet. Și încet, în urma tuturor, veșovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână. La toate lucarnele și balcoanele au scos din cer îngerii icoanele și au aprins pe scări candele și lumânări. Orașele de sus în sărbătoare au întins velnițe și covoare și arde în potire mireazma subțire. Și din toate ferestrele odată, mii și sute de mii, herovenii fac cu mâna bucălată la somnaua și copii. Doamne, ce mare minune ne-ai trimis pe această lume, un copilaș pe Domnul Iisus, care vine pe o rază de sus, Fiul al Tatălui Ceresc, Doamne, Doamne, îți mulțumesc. Pentru că El ne-a iubit, pe cruce a fost jertfit și a treia zi a înviat, păcatele ni le-a iertat. Hristos a înviat, adevărat a înviat! Hristos!